Bine v-am regăsit, dragi cititori, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul unei noi campanii desfășurată pe site-ul editurii Herald. Este vorba despre Cabala, Alchimia și Puterea Cuvântului, o campanie desfășurată până pe data de 24 ianuarie. Astăzi, alături de noi, este domnul profesor Teodoru Ghiondea. Îi spunem și la mulți ani pentru că este primul interviu, primul material din acest an. Domnul profesor Teodoru Ghiondea, și venim și cu o recomandare de carte despre care vom povesti. Este vorba despre Fereastra Sufletului, Cabala rabinului Itzhak Luria, 1534-1572, cu pasaje din textele lui Chaim Vital, traduse de Nathan Snyder. O carte care face parte din colecția Sefer a editurii Herald și, așa cum spuneam puțin mai devreme, din campania Cabala, Alchimia și Puterea Cuvântului. Fereastra Sufletului este rezultatul multor ani de cercetare a studiilor academice care s-au aplecat asupra învățăturilor lui Itzhak Luria, fiind o prezentare a textelor originale din Etz Chaim, Pomul Vieții, rezumatul învățăturilor lurianice. Așadar, o carte importantă, o noutate editorială, a apărut de câteva luni în portofoliul editurii Herald, în colecția Sefer, o colecție la fel de incitantă și de interesantă, despre învățăturile Cabalei. Un personaj cu totul și cu totul remarcant, Itzhak Luria, despre care noi am mai vorbit și în anii trecuți, în întâlnirile noastre. Domnule profesor! Sigur, ne-am mai întâlnit cu Itzhak Luria și am convenit până la urmă, am ajuns la concluzia că este cu siguranță cel mai important cabalist, cel puțin început cu secolul XVI până în zilele noastre. Deși în zilele noastre se cunosc poate mai puține lucruri despre mari învățați, mari rabini, contemporan cu noi. Dar ăsta este un semn al timpului. Adică lucrurile nu sunt întotdeauna, nu mai rămân întotdeauna la vedere, pentru că totul este în funcție de, se stabilește, se hotărăște în funcție de capacitatea de înțelegere a masei oamenilor, în general, a cititorilor pentru noi, nu? Și sunt subiecte foarte delicate, desigur. Itzhak Luria reușește să prezinte până la urmă doctrina Cabalei, doctrina principală a Cabalei, într-un mod ceva mai legat decât o făcuseră rabinii înaintea lui, mari rabinii înaintea lui. El a avut ca maestru pe Moise Cordovero, o figură imensă, uriașă. Toate rătăcirile de mai târziu în aprecierea a lui Imn Arabii, de operei lui Imn Arabii sau operei lui Moise Cordovero sau marilor rabini, au venit de la o neînțelegere și o lectură insuficientă a lui Moise Cordovero. Moise Cordovero rezumă într-un mod foarte clar doctrina antipanteistă, pentru că toată lumea vorbește de 100 de ani încoace de panteismul lui Imn Arabii, panteismul Cabalei și așa mai departe. Moise Cordovero spune foarte clar: întreaga realitate este Dumnezeu este întreaga realitate, dar întreaga realitate nu este Dumnezeu. Dumnezeu este mai mult decât întreaga realitate. Și prin asta lămurește, așa cred eu, cel puțin definitiv această afirmație care este ne la locul ei, este neadevărată. Panteismul a existat în filozofie, dar în filozofie, noi nu facem filozofie și noi nu vorbim despre filozofie aici, decât poate în sensul lui Böhme, filozofie ca dragostea de înțelepciunea lui Dumnezeu. Asta este sensul filozofic cel mai, care se cuvine de altfel, nu? Înțeles. Prin urmare, ce legătură este între alchimie și cabală? Trebuie să, iarăși aici, să îndreptăm o opinie generală, și anume, alchimiștii erau niște precursori ai chimiștilor care încercau să transforme totul în aur și argint. În primul rând, este absolut fals, pentru că nu despre asta este vorba.
La editura Herald a apărut, printre altele, și un tratat, un mic tratat al lui Ibn Arabi, care se numește Alchimia Fericirii. Prin urmare, cum știm că Ibn Arabi nu era alchimist în sensul acesta, sigur că citind acest text, deci cititorul român are posibilitatea de la început să calce cu dreptul în acest domeniu al alchimiei. Arta alchimică era o practică spirituală. Deci aurul care se căuta, în afară de, sigur, e foarte complicat acum de discutat un aspect din acesta strict material, dacă ei au reușit sau nu au reușit să fabrice aur. Sunt dovezi pro și contra, sincer să fiu. Am întâlnit niște studii și niște relatări referitoare la Nicolas Flamel, marele alchimist parizian, în care se spunea, în mod cât se poate de sigur, că el a reușit această transmutație, a reușit să fabrice aur sau să transmută plumbul în aur. Nu cred că este important lucrul acesta, pentru că nu ăsta era scopul alchimiei. Scopul alchimiei, al artei alchimiei, este acela de a desăvârși ființa umană, de a-l aduce din nou la unire. Și o să vedeți de ce. Alchimia pătrunsă în Europa și în zona mediterană, aș spune în zona Mediteranei, a pătruns prin cultura arabă sau spiritualitatea arabă a islamului. Și anume un învățat numit pe nume Jabar ibn Hayyan, care din secolul 8, care până la urmă latinizat, noi îl cunoaștem sub numele de Geber, nu? Se pare că a difuzat primele texte alchimice. El s-a răspândit foarte repede pentru că exista o filozofie hermetică anterioară acestui secol 8. Există alchimie în China, există alchimie în Egipt, există alchimie în toată lumea. Pentru că alchimia este arta de a reda starea de fericire, de adamică a omului. Adică de a-l reuni cu Dumnezeu, de a-l readuce la condiția lui primă. Termenii tehnice ai alchimiei sunt în mare parte provin din limba arabă. Alchimia, care însemna pământ negru, se pare împrumutat din egiptean, există multe variante, chiar și cea unui termen chinez care înseamnă licoare prin care se fabrică aurul. Din spiritualitatea greacă, bineînțeles, însemna a se topi, a topi metale. Nu? Iarăși, atanorul în care se produce opera alchimică, este tot origine. Elixirul, al-ixir, alcoolul, toți ăștia sunt termeni din limba arabă. Acest al dinainte este articolul hotărât în limba arabă. Există, în general, în alchimie, patru operațiuni. Prima operație este putrefacția. Urmează calcinarea, distilarea și sublimarea. Pe aceste patru operații funcționează operativ trei faze. Soluția, coagularea și unirea. Sau opera la negru, opera la alb și opera la roșu. Această operaționalitate la nivel mineral, am spune noi, al metalelor, dar în sensul filosofiei hermetice, același lucru se petrece și în spiritul uman, în ființa umană. De ce? Pentru că așa există un hadith în sufism, care este, îl întâlnim de altfel și la marii rabini. Universul este un om mare, așa cum omul este un univers mic. Deci este o omologare perfectă. Despre acest rost al creației ca un material pentru desăvârșirea interioară a omului, noi am mai vorbit despre lucrul ăsta. Prin urmare, creația, cosmosul, universul, este creat de Dumnezeu pentru om. Nu omul este creat și introdus în univers. Nu,
Universul, cosmosul întreg, este creat pentru om. Prin urmare, există o compatibilitate perfectă. În spiritualitatea greacă se vorbea de macroantropos, adică de marele om. Universul ca omul mare. Ce întâlnim în cabală? Și ce întâlnim în cabala lui Luria? Luria, Isaac Luria, reia de la Moise Cordovero, dar și mai dinainte de la marii cabaliști, și mai întâlnim și la Moise de Leon și mai sunt și ceilalți, arborele sefirotic. Arborele sefirotic, în momentul în care îl vedem desenat, grafic, ne dăm seama imediat care structură, structura ființei umane. El are forma omului. Prin urmare, aceste 10 principii, pentru că ele sunt 10 principii, nu? Care sunt emanate din Ain Sof, adică din indeterminatul divin, sunt emanate și aceste 10 sefirot constituie structura fundamentală a creației. Omul este o reprezentare, dacă vreți, în creație, acestui arbore sefirotic. Vorbesc din perspectiva cabalei. Primul sefirot și cel mai, prima sefiră și cea mai importantă este Keterul. Keterul care la om îl putem identifica cu fons juventutis, cu partea moale, moalele capului, acolo unde întâlnim în hinduism Brahmarandra, și pe acolo pe unde se spune că noi comunicăm cu divinitatea. După aceea există Hohmach și Binach și așa mai departe. Nu mai detaliem. Ce se întâmplă? Felul cum prezintă Itzhak Luria creația și fazele prin care a trecut creația și prin care trece creația, seamănă foarte mult cu ceea ce se întâmplă cu omul, începând de la Adam Cadmon, de la primul Adam, de la al doilea Adam și până la fiecare dintre noi, ca niște practicanți, nu? De tehnici spirituale. Și atunci, de la Adam Cadmon, care este creat după chipul și într-o asemănare cu Dumnezeu, în această formulă avem cheia destinului uman în ceea ce reprezintă mișcarea lui în lume. Adică unde trebuie el să ajungă până la urmă. Trebuie să ajungă iarăși să se identifice cu Adam Cadmon sau cu primul Adam. Pentru că atunci când spunem, și deși pare foarte creștină pentru ascultătorii noștri, formularea, nu, Dumnezeu a creat pe om după chipul și într-o asemănare cu el, să nu uităm că Vechiul Testament este Tora. Deci vorbim de tradiția iudaică, autentică, tradiția evreilor, nu? În partea ei cea mai enigmatică și care constituie, de altfel și până la urmă, și explicația fundamentală pentru ceea ce se întâmplă cu om. Deci, ce are omul de făcut? Omul, cum spun și cabaliștii, omul, marii rabini, omul trebuie să treacă de la faza aceasta de prezență în lume printr-o coborâre din starea paradisiacă, trebuie să revină la condiția primă. Și în acea formulare, omul este creat după chipul și într-o asemănare cu Dumnezeu, avem acolo și termenul, adică omul după ce este creat după chipul lui Dumnezeu, adică în totalitatea lui, și când ne uităm la arborele sefirotic, ne dăm seama că este după chipul lui Dumnezeu, în sensul că Dumnezeu are o formă. O să spunem, domne, din punct de vedere dogmatic, e greu să susții așa ceva. Nu, se poate spune. Dumnezeu poate avea o formă pentru că El poate coborî în orice formă. Și această primă formă și formă totală este omul universal sau Adam Cadmon. Despre asta este vorba. Omul universal, când spunem om universal, ne gândim comun în toate sistemele de spiritualitate. Homo universalis. Homo universalis, sigur că da, care... Nu? Filozofia europeană, spiritualitatea europeană îl cunoaște de foarte mult timp, nu? Începând de la greci și mai târziu, în perioada chiar iluministă, s-a vorbit de homo universalis și așa mai departe. Și atunci, ca să ajungă la, din nou la
la acest stadiu primar și universal, că de asta se numește universal, nu? Pentru că el ajunge în starea cea mai pură, din nou, la condiția lui, trebuie să treacă de la această prezență în lume la unirea cu Dumnezeu. Ce înseamnă întru asemănarea cu El? Deci este după chipul și nu și asemănarea cu El, ci întru asemănarea cu El. Adică trebuie să se îndumnezeiască din nou omul. Asta este problema. Și atunci, ce spune Isaac Luria din perspectiva cabalei sistemului lurianic? El spune așa, cum s-a produs creația? Printr-un țimțum, printr-o contracție inițială, care a făcut loc unui spațiu primar, tehiru, nu? Și în spațiul acesta primar și în aerul primordial, avir Kadmon, s-a născut Adam Kadmon. Acolo este creat Adam Kadmon. După aceea, deci asta este prima fază, țimțum. A doua fază de care vorbește Isaac Luria și este foarte importantă este spargerea vaselor. Această spargere a vaselor, și anume Shevirat HaKelim, s-a produs din cauza emanării sau a izbucnirii luminii în acest spațiu primordial, da? Și asupra lui Adam Kadmon, în așa fel încât puterea luminii create a spart vasele, sefiroturile până la urmă. Le-a spart în forma lor, nu în partea lor esențială. Și atunci când le-a spart din cauza acestei puteri extraordinare, atunci înseamnă că lumina aceasta s-a împrăștiat în scântei divine și ea rămâne în lume diseminată atât cât durează lume. Care este rolul omului? Pentru că omul nu se salvează numai pe el. El nu produce teozis numai cu ființa lui, ci el antrenează întreaga creație care trebuie să revină la Dumnezeu, pentru că altfel Dumnezeu nu și-ar actualiza complet posibilitățile lui, care sunt și cele de manifestare, cele de non-manifestare. Și vedeți, e important, relația aceasta între țimțum și Shevirat HaKelim, adică între faptul că a existat această contracție, această apariție a omului și lumina izbucnind a spart vasele, omul are datoria de a readuce vasele, sefiroturile, la forma lor inițială, forma lor pură. Ori aici intervine al treilea concept a lui Isaac Luria, și anume tikun, adică refacerea unității primordiale. Ce înseamnă unitate primordială? Revenirea omului la Dumnezeu. Și atunci ne dăm seama că ceea ce spunea, de exemplu, Platon, că tot ceea ce există în lume este o copie imperfectă a ideilor absolute, vedem că și aici se întâmplă lucrul ăsta. Noi am observat pe parcurs, când am mai prezentat cărți, de exemplu, la Ibn Arabi, că Platon este prezent într-un fel cam în toată spiritualitatea aceasta pe care noi o comentăm. De asta a și fost, este o prezență Platon de-a lungul a două milenii și ceva la toți marii spirituali. Identificăm. De altfel, trebuie spus că marii cabaliști au fost într-un contact, ca să spun așa, de verificare, nu? Cu neoplatonismul, și ne aducem aminte de Basilide, care e foarte important, secolul II după Hristos, această unire între creștini, sau mai bine spus, această identificare de principiu între doctrina platoniciană a imperfecțiunii și a ideilor eterne și așa mai, și creștinism, este extrem de importantă ca să înțelegi creștinismul. Revenind la Isaac Luria. Și atunci acest tikun, această redresare, constă tocmai în strângerea, în recuperarea acestor scântei divine și readucerea la starea primordială. Or, pentru că este vorba de alchimie, prin ce metodă realizează omul lucrul ăsta? Prin această practică interioară, care se numește pentru noi alchimie, alchimia interioară. Noi știm că nu este
o practică sau o tehnică spirituală exclusiv care să aparțină cabalei. Noi știm că există alchimie chinezească și știm, au apărut cărți la Herald extrem de importante, foarte importante ca să înțelegem lucrul acesta. Și atunci, înseamnă că omul cu cele trei niveluri pe care le conține, corp, suflet, spirit, toate procesele alchimice nu fac altceva decât să reintegreze de la realitatea corporală, realitatea corporală și cea psihică, să o reintegreze în realitatea spirituală. Ăsta este rostul. Vedeți, alchimia urmărea în mod general trei lucruri. Primul lucru pe care îl urmărea era, nu, să transmută, cum spun alții, aur, în aur și argint celelalte metale. Înțelesul, l-am spus, adineauri. Trebuie înțeles nu aurul ca metal, nu, metal prețios pe care noi îl cunoaștem astăzi, deși probabil că s-a și realizat lucrul ăsta, ci ăsta este un simbol al perfecțiunii. Este un simbol al trecerii până la urmă de la contingent la transcendent. Ăsta este semnificația. Se vorbește în alchimie de aurul potabile, de aurul de băut. Nu? Care este un elixir, adică până la urmă este un panaceu. Nu? Este băutura de nemurire, care este, o găsim în toate tradițiile, amrita la hindu și așa mai departe, nu insistăm. Nu? Al doilea obiectiv al alchimiștilor, în general recunoscut, este crearea acestui om artificial, homunculus. Ori noi știm, nu? Și după un roman scris acum câtva timp, nu? Aproape un secol, cred că este, poate nu chiar un secol, nu? De Gustav Meyrink, și anume Golemul. Golemul era un om artificial. În ce sens? El a fost creat prin tehnica specială a rabinilor, pentru că, având în vedere toate cunoștințele, toate științele care ating de multe ori și în foarte multe aspecte magia. E adevărat. Nu există magie neagră sau magie albă. Asta este o împărțire, aș spune eu, fantezistă până la urmă. Dar există, nu, o modalitate prin care poți interveni asupra forțelor, asupra puterilor. Și asta o știm din șamanism. Șamanismul asta este. Numai că șamanismul, vedeți, n-a fost contaminat, cel puțin până acum vreo 30-40 de ani, n-a fost contaminat cu imixtiuni de fantezii prea multe, pentru că era o chestie foarte specială și foarte vie. Nu la noi, știm unde, nu? Tibetul și, în general, nordul Rusiei, Siberia, cam astea sunt zonele și sunt zone puțin populate și zone puțin în contacte foarte sporadice cu, mă rog, ce zicem noi, lumea civilizată în care facem noi parte. Și atunci a fost mai apărat șamanismul. Dar elemente de magie au existat întotdeauna în practica rabinică. Datorită științei acesteia a refacerii procesului antropogonic de creare a omului, s-a reușit, așa se știe, s-a reușit crearea acestui golem. Acest golem care trăia datorită unui cuvânt, pentru că este legat de cuvânt totul. Să nu uităm, cuvintele, Dumnezeu a creat prin cuvânt, adică prin vibrație primordială, prin șunia a creat lumea. Acel să fie este foarte cunoscut în toată tradiția abrahamică. Există și în islam, kun fayakun, și aici, nu, în Vechiul Testament, în Tora, imperfecțiunea în creație intervine de la început prin faptul că se trece de la 1 la 3. Nu? Vă amintesc începutul. Bereșit, bara Elohim. Deci, într-un început apare Elohim. Se afirmă Elohim. Elohim este un plural. Oriceea ce nu mai este unitar este imperfect din punct de vedere spiritual.
Și atunci, omul, prin ce este prins în aceste, cum să spun, legături cu lumea, prin gradul lui interior de imperfecțiune. Ori gradul lui interior de imperfecțiune provine tocmai din această împărțire a unității în trei realități, corp, suflet și spirit. Prin urmare, vedeți cum cele trei elemente fundamentale, cele trei concepte fundamentale pe care le știm de la Luria, și anume simțum creația, după aceea spargerea vaselor și ticun sau redresarea, au o strânsă legătură cu procesul alchimic de trecere de la omul obișnuit, omul supus, omul patibil, cum spunem noi, nu? Și supus contingenței, până la refacerea lui în orizontul omului universal. Și atunci, el urmează niște operațiuni interioare. Ca să recupereze acele scântei, trebuie să găsească aceste scântei divine. Ori pentru asta, compostul lui, într-un limbaj alchimic, trebuie să putrezească. Pentru că acest compost este un amestec. Omul este un atanor, adică este un vas în care se petrec aceste procese. Există un text fundamental în alchimie care se numește Tabula Smaragdina și care ne spune că ceea ce este sus este și jos. Prin urmare, ceea ce este la început trebuie să fie și la sfârșit. Știm asta din Steaua lui David, cele două triunghiuri așezate, nu, în sens invers, suprapuse. Ce este sus este și jos. Ce trebuie făcut atunci? Nu? Asta este și un îndemn, dacă vreți. Ce trebuie făcut? Trebuie din nou refăcută unitatea. Ce împiedică această unitate a mea cu Dumnezeu? Ce mă împiedică acest compost? Și atunci trebuie să se procedeze la această putrefacție. Putrefacție, cum se numește. A doua operațiune este calcinarea. Adică toate elementele mele, multitudinea, multiplicitatea asta din mine, ea trebuie încet, încet să se așeze în părți asimilabile, ca să se poată uni ulterior și să se poată așeza într-un material spiritual de unde să fie posibilă a treia operație, care este distilarea. O, ce se întâmplă la distilare? Simplu, ca la alcool, nu? Alcool, iarăși, termen alchimic, nu? Deci, acest compost pe care eu l-am reașezat, l-am rearanjat interior, el este supus unei așa zise fierberi în alchimie, dar este o căldură de febră, calor de febră se numește, adică sunt interzise focurile dure. Trebuie cu maximum de ingeniozitate, spune Tabula Smaragdina, pentru refacerea lucrului unic. Acea refacere a lucrului unic cu care se termină Tabula Smaragdina este tocmai acest teozis. Și, prin urmare, de fiecare dată, la fiecare operație, avem câte o fază, avem câte o desfacere, care este putrefacție și așa mai departe, nu? Există o coagulare prin calcinare și distilare, o coagulare, și după aceea urmează unirea sau opera la roșu. Vă aduc aminte că Ibn Arabi, care este autorul acestui mic tratat Alchimia Fericirii, era numit sulfur roșu și lumina albastră. Sulfur roșu ne-a arătat tocmai această realizare în termeni alchimici a spiritualității sau a vieții lui spirituale, interioare. Lumina albastră este deasupra. Îl arată deja în funcțiunea lui, dar sigur, nu ne interesează în momentul acesta. Prin urmare, vedeți că operațiile alchimice, fazele alchimice, sunt constituite, de fapt, știința practicii spirituale sau doctrina prin care practica spirituală poate să devină efectivă. Și am văzut de la Isaac Luria, putem urmări lucrul acesta și poate că o să-l urmărim și în hasidism. Se întâmplă același lucru. Chiar dacă nu o declară, chiar dacă nu este declarat de la început că este vorba de un proces alchimic,
Dar este comun întotdeauna, pentru că alchimia se bazează pe, cum să spun eu, pe cel mai firesc concept despre lume. Lumea este creația lui Dumnezeu și este un compus, este un rezultat al trecerii în contingent a ceea ce a fost transcendent. Ori el nu poate să rămână așa, pentru că tendința universală este spre perfecțiune, ori perfecțiunea nu este posibilă în lumea noastră decât ca intenție. De aceea este foarte importantă ca intenția noastră să se transforme într-o aspirație puternică pentru a susține ce? Tocmai acest foc alchimic în atanorul interior care să ne ajute la desăvârșire spirituală. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre legătura, relația intrinsecă dintre alchimie și cabala, venind cu o prezentare de carte, Fereastra Sufletului, Cabala rabinului Itzhak Luria, o carte publicată în colecția Sefer a editurii Herald și care face parte din campania Cabala, Alchimia și Puterea Cuvântului. Probabil că nu întâmplător am ales acest titlu, referindu-mă cumva la puterea cuvântului despre care vorbea puțin mai devreme domnul profesor Teodoru Ghiondea, care a fost alături de noi și ca de fiecare dată ne-a adus informații extrem de prețioase. Îi mulțumim cu recunoștință. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minții deschise cu un alt invitat în cadrul acestei frumoase campanii Cabala, Alchimia și Puterea Cuvântului. Vă mulțumim cu recunoștință că ați fost și astăzi alături de noi. Să aveți o zi binecuvântată în continuare și lectură plăcută. La revedere!